Atenție de unde cumpărați alimente și mai ales fiți cu băgare de seamă unde luați masa la restaurant. Inspectorii sanitari veterinari au făcut peste 10.000 de controle în toată țara și au descoperit că mulți comercianți scot la vânzare produse alimentare expirate, depozitate necorespunzător, precum și produse alimentare fără etichete. În județul Cluj, de exemplu, în bucătării de restaurante sau în alte unități unde se procesează alimente, inspectorii au găsit utilaje și ustensile murdare, iar unele unități funcționau fără înregistrare sanitar-veterinară. Amenzile aplicate au fost de aproape 60.000 de lei doar în județul Cluj. Periodic, cu ocazia controalelor, se găsesc și astfel de produse, produse neconforme, care sunt retrase. Măsurile sunt destul de drastice, pe lângă retragerea care se face oficial de către inspectorul care verifică unitatea, se aplică și sancțiuni, uneori se merge până la oprirea activității obiectivului respectiv. Inspectorii DSV susțin că, în ciuda ultimelor amenzi aplicate, cazurile de alimente expirate scoase la comercializare sunt mai puține în ultimul timp. În ultima perioadă, neconformitățile scad ca și intensitate, în special datorită verificărilor și controlelor periodice care se efectuează. Deficiențele în ceea ce privește fluxurile și dotările agenților economice sunt tot mai puține. Acest lucru se datorează, bineînțeles, și faptului că au realizat agenții economici cu o dotare corespunzătoare și respectarea condițiilor de igienă nu este decât în avantajul lor. Oamenii legii le recomandă consumatorilor să fie atenți la aspectul și mirosul alimentelor pe care le consumă, iar dacă observă nereguli, să le reclame, mai ales că riscul de toxinfecții alimentare este ridicat, în special în sezonul estival.